Accident spectaculos în sensul giratoriu de la Dedeman, urmat de un scandal la primele ore ale dimineții de luni. Două mașini s-au ciocnit în plin după ce un șofer de 20 de ani a pierdut controlul volanului. A sărit cu autoturismul peste marcajul din beton care delimitează sensurile de mers și a ajuns pe contrasens. Acolo, mașina în care se aflau trei tineri ce mergeau spre Burdujeni a fost lovită în plin de un jeep care venea din sens opus. În urma impactului, ambele mașini au fost grav avariate și cei trei tineri din Volkswagen Golf de 16, 18 și 20 de ani au ajuns la Spitalul Județean Suceava răniți. În jeep erau patru persoane, trei bărbați și o femeie. Aceștia au făcut scandal la locul accidentului. S-au certat mai întâi cu tinerii din mașina care a intrat pe contrasens, după care s-au certat și cu polițiștii care făceau cercetări la fața locului. Polițiștii au luat probe din jeep, inclusiv amprentele de pe volan, și asta pentru că deoarece nu au putut afla de la cei patru cine anume conducea autoturism. Dacă tânărul de 20 de ani care a provocat accidentul nu avea alcoolemie, în urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat că cei trei bărbați din jeep erau băuți, iar femeia nu consumase alcool. Valoarea alcoolemiilor celor trei a fost destul de mare, 0,73 mg la mie în aerul expirat, 0,50 și 0,40, așa că toți ocupanții jeepului au fost duși la spital, unde li s-au recoltat probe de sânge. Din cei trei răniți, doar un băiat de 16 ani a rămas internat în spital. Au ajuns trei victime cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, policontuzionate, sunt în afara oricărui pericol. O singură victimă a necesitat internare la chirurgie pediatrică. Politraumatisme, au ajuns contuzi? Policontuzionați, ușor policontuzionați. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a petrecut accidentul și cine anume era la volan.